Salut! Numele meu este Mirel și astăzi o să vorbim despre diferențe dintre NMD PK și NMD Mesh. Așa că, hai să începem! La început o să vă dau un close-up cu perechile ca să puteți face diferența dintre cum arată și cum sunt materialele. Take it how you wanna. I'ma do me every time. Take it how you wanna. Got a lot of things on my mind. As the clock ticks, the plot thickens. Only got hits, you got misses. I don't talk shit, I talk business. All the gossip, I'm not with it. No false shit, I'm no gimmick. And the room stops when I'm in it. And the Jordan 5s is authentic. But you couldn't walk a mile in them. Yeah, I walk like a ball player still. I don't play cause I play the field. I don't take shit or the deal. Everything I say, you know it's real. And all the shit we used to dream about, it's just a normal evening now. We came up and we've been down. Trust me, it evens out, it's still Mike Stud. Hai să vorbim puțin despre diferențele dintre aceste două perechi. Singura diferență pe care o să o găsiți e materialul din care e făcut upper-ul, ăștia fiind făcuți din prime knit și ăștia fiind făcuți din mesh. Materialul ăsta e puțin mai moale și ține piciorul într-un mod diferit, adică se mulează mai bine pe picior. Iar ăștia sunt făcuți din mesh și sunt puțin mai rigizi. Dar overall, ambii au talpa făcută din boost și nu au insole, dar insole-ul tot calci direct pe boost și ca și confort, mie mi se par cam la fel. După o oră și ceva de mers cu ei, nu am observat nicio diferență majoră, ca să zic că, da, ăștia chiar își merită prețul puțin mai mare. Pentru că sunt făcuți din prime knit. Pentru că te obișnuiești și cu mesh. Cel puțin eu am reușit să mă acomodez și mi se par ambii la fel de confortabil. Bun, acum hai să vorbim puțin de sizing. Sizing-ul la ăștia, în opinia mea, la NMD făcuți din prime knit, ar trebui să coborâți jumătate de mărime. Iar la ăștia care sunt făcuți din mesh, puteți să urcați jumătate de mărime fără probleme. Deci cam asta e sizing-ul la NMD. O să vă arăt un on-fit cu ambele perechi. Acid rapper, soccer hacky sacker, cocky khaki jacket jacker, slap happy faggot slapper, wah, wah, a rocky rocket launcher, shake that laffy taffy, jolly raunchy rapper, bang 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 skeet skeet skeet, she do that thing for three retweets, the album feel like 92, then take that bumpy heat three peat, chance whole acid, cruising on that LSD, ask Joseph about my deal, he look back, say hell yeah let's see, this shit my favorite song, you just don't know the words, but I still fuck with you, you just ain't never heard. It go like count that stack, pop that captain down that jet. All my niggas hit that zip, and all my ladies mount that bitch. This my jam, I like that jam, about that jam, I like that jam, about that jam. Mersi că te-ai uitat și data asta, nu uita să dai un subscribe, o să postez un videoclip în fiecare duminică la ora 20 și câteodată videoclipuri random în timpul săptămânii, așa că ne vedem data viitoare. Hola!